Palatul Cesianu Racoviță din București este locul în care se organizează cele mai importante licitații de artă din România. Peste câteva zile vor fi scoase la vânzare pentru cei mai darnici colecționari noi capodopere ale artei românești și universale. În ultimii 15 ani, lista celor mai scumpe picturi licitate vreodată în România s-a tot schimbat, iar în frunte au fost pe rând Tonița și Nicolae Grigorescu. În top se află Nicolae Grigorescu cu lucrarea Țărâncuță cu basma albă, care a fost adjudecată în 2018 pentru 340.000 de euro. La capitolul artă contemporană, cel mai bine vândut artist român contemporan, Adrian Ghenie, semnează lucrarea Energie, adjudecată în 2021 pentru 155.000 de euro. În România, azi sunt aproximativ 1.000 de colecționari ai artei autentice. Piața de profil se reface greu după anii comunismului. În perioada interbelic existau numeroase saloane oficiale la care participau artiștii români, se cumpăra direct din expoziție, era deja pe modelul culturii franceze. Acum se formează o nouă generație și probabil cu noua generație va exista și un nou spirit al colecționarului. De timp, de educație, de bani are nevoie un colecționar, dar mai e un element esențial. Colecționând, simți că salvezi aceste obiecte, că le oferi șansa să ajungă în viitor. Românii cumpără mai puțin artă românească, dar sunt interesați de valori universale. Aș putea vorbi despre obiecte de argint foarte valoroase care vin din secolele 15-16, aș putea vorbi despre pagini de manuscris care sunt foarte interesante și care vin chiar mai vechi. Este uimitor că hârtia, care este atât de fragilă, și papirusul s-au păstrat mai bine decât argintul și aurul și vin dintr-o istorie mult mai veche. Cel mai încântat sunt de colecția de manuscrise. Peste 70% dintre participanții la licitațiile de artă din România au fost români. Cei mai mulți sunt atrași de arta plastică.